se intonează imnul național al României. Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit astăzi, 9 mai 2019, la ceremonia de sărbătorire a zilei proclamării independenței de stat a României, împlinirea a 74 de ani de la victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial, precum și a zilei Uniunii Europene. Onorată asistență, în continuare are loc un tedeu. Gardă, drept! Descoperi! Plic! Guarda pe loc, de pau! Slavă Sfintei și de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăimii, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi.
precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește de cel rău? Că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și pentru ca să ne învrednicim noi asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeu nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Domnului tău. Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Marcu și Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte, zisa Domnul către ucenicii săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, va fi lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați fi primit și le veți avea. Iar când stați să vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Că de nu veți ierta nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Că orice cine cere ia, cel ce care caută află, iar celui care bate, i se va deschide. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, îndurerilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. Înaintea slavei tale căzând, cu frică și cu cutremur, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire. Ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire ai învrednicit a le împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește a sporind dreapta credință, în dragostea către tine și către aproapele și întru toate faptele cele bune, și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Ferește de toată rea întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului român, Duhul păzării de sine pe care l-ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară, iar pe noi pe toți învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și după asemănarea ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și
și ne învrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem. Cere prea bune să grăim și să-ți cântăm ție, Celui, fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău tu, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă ție Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcâșișilor din mormântul viață dăruindu-ne adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate din Maicii sale și cu ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. În rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne, este Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze România. Serviciul religios s-a încheiat. Gardă, drept, acoperit! Gardă pe loc, repau! Stimați participanți, în continuare adresăm invitația viceprimarului municipiului Buzău, domnul Ionuț Apostu, să ia cuvânt. Doamna prefect, domnule general, domnule președinte, doamnelor și domnilor invitați, ziua de 9 mai este o zi plină de însemnătate pentru noi, toți buzoienii. Este ziua în care sărbătorim independența de stat a României, semnarea capitulării Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, dar este și ziua în care marcăm pacea și unitatea în Europa. Celebrarea zilei independenței, moment de reper al istoriei noastre, are o semnificație aparte aici, în cimitirul eroilor pentru noi buzoienii. Cimitirul eroilor este considerat cel mai mare cimitir de onoare din țară și poate din Europa. Aici odihnesc 9653 de eroi, din care 7867 necunoscuți. Faptul că aici odihnesc la oaltă eroi români, germani, austrieci, unguri, bulgari, turci, italieni și ruși, nu poate decât confirma faptul că în fața celui de sus toți sunt egali și au dreptul la același respect din partea noastră, acelor pentru care s-au jertfit, indiferent de care parte a baricadei au luptat. Să nu uităm, de momentul istoric 1877, ne leagă și solidaritatea și puterea mobilizatoare care i-au caracterizat pe urmașii care au pus bazele acestui edificiu pentru comemorarea eroilor noștri. Un alt moment important evocat astăzi este semnarea capitulării Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. Se întâmpla pe 9 mai 1945, act ce avea să pună capăt celui mai mare război mondial, în care peste 60 de milioane de oameni au plătit cu viața. România a participat activ la această victorie prin întoarcerea armelor împotriva naziștilor, iar prin această decizie a țării noastre, practic s-a scurtat cel de-al doilea război mondial cu 6 luni. Ziua de 9 mai este cunoscută și ca Ziua Europei, fiind considerată o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. Ziua Uniunii Europene nu înseamnă numai data de naștere a proiectului european, ci și o zi a bucuriei de a fi împreună, o zi a voinței de solidaritate, o zi a marii comunități din care facem parte cu toții. Poate fi definită astfel ca Ziua Cetățenilor unei Europe Unite, care s-a construit de-a lungul decenilor ca o unitate în diversitate. În evoluția multimilenară a poporului nostru, evenimentele din 9 mai 1877, 9 mai 1945, precum și Ziua Europei, se înscriu ca momente glorioase ale luptei românilor pentru libertate, unitate și independență. Sărbătoria zilei de 9 mai este pentru poporul român un prilej de îndreptare a gândurilor pline de recunoștință către generațiile de luptători și eroi pentru dreptate socială, libertate și independență, dar și o ocazie de a veni cu proiecte noi care să ne ridice standardele la înălțimea așteptărilor unei Europe Unite a secolului 21. 9 mai nu este ca o zi oricare alta. Este o zi în care ar trebui, mai mult ca oricând, să conștientizăm că avem alături o Europa întreagă. Este o zi care ne reamintește că trebuie să fim mândri, ca români, zi de zi, și nu doar câteodată. Europa înseamnă mai mult decât să circulăm sau să muncim liber,
înseamnă o casă, o comunitate în care diferențele istorice și culturale unesc, nu despart. Înseamnă și că, alături de tine și în fiecare zi, milioane de oameni deschid ușa cu aceeași conștiință că pot răzbi. Să credem deci într-o Europa pe care chiar noi o construim și o folosim, pentru că fiecărui român să-i fie bine. Faptul că astăzi ne bucurăm de Calea Eroilor, probabil cea mai frumoasă intrare într-un oraș din România și demnă de o stradă europeană, trebuie să ne facă pe toți mândri de trecutul, prezentul și viitorul acestui oraș. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului viceprimar! Onorată asistență, în continuare adresăm invitația președintelui Consiliului Județean Buzău, domnul economist Petre Emanuel Neagu, să ia cuvânt. Mulțumesc! Hristos a înviat! Stimați invitați, dragi buzoieni, astăzi 9 mai, România are mai multe motive de sărbătoare. Ziua Independenței de Stat a României, Ziua Victoriei Coalițiilor Națiunilor Unite în al doilea război mondial și, bineînțeles, Ziua Europei. La 12 ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România preia un rol de prim plan la nivel european. România deține pentru prima dată președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene. Cred că este timpul ca țara noastră să contribuie decisiv la consolidarea unei Europe mai coezive, mai unite, mai puternice, să demonstrăm că putem să fim uniți pentru apărarea valorilor comune și a unității în diversitate, care exprimă cel mai bine esența Uniunii Europene. Pe parcursul mandatului României la președinția Consiliului Uniunii Europene vor avea loc reuniuni de o semnificație aparte, care ne dau posibilitatea de a oferi Europei o nouă perspectivă asupra țării noastre. Consiliul Județean Buzău va fi gazda unui grup de lucru al Consiliului Uniunii Europene în perioada 30-31 mai. Este un eveniment foarte important pentru România, dar și pentru promovarea imaginii județului Buzău și a valorilor culturale locale. Integrarea europeană, precum și independența și Marea Unire, cei doi piloni istorici fundamentale a existenței și dezvoltării României moderne, ne arată că obiectivele fundamentale ale țării noastre nu se pot realiza fără participarea activă a României la procesele politice europene. Aș vrea să folosim acest prilej pentru a reflecta la ce ne dorim să fie România, pentru fiecare dintre cetățeni și, așa cum o putem face, mai puternică, împreună, uniți. Trebuie să continuăm dezvoltarea atât a României cât și a Buzăului, să facem tot ce putem pentru județul Buzău și pentru cei din jurul nostru. De-a lungul timpului, ostașii români au pus sacrificiul pentru țară mai presus de orice. Avem o datorie față de jertfa soldaților români de a aduce mai departe și a sădi în sufletele copiilor noștri sentimentele unității și demnității naționale și de a deveni mai conștienți de răspunderea care ne revine în definirea prezentului și viitorul țării noastre. Trebuie să fim demni de a primi și mândri de ce vom lăsa în urma copiilor și nepoților noștri. La mulți ani România, la mulți ani Europa, vă mulțumesc! Mulțumim domnului președinte! Stimați participanți, adresăm invitația prefectului județului Buzău, doamna Carmen Adriana Echim, să ia cuvântul. Doamnelor, domnilor, dragi copii, domnule președinte al Consiliului Județean și domnule viceprimar, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase adresate comunității buzoiene, aici, într-un loc magic pentru noi buzoieni, un loc de istorie și încărcat cu adânci urme și lăsate adânci urme în istorie. Vă sunt recunoscătoare că ați venit aici în această zi plină de semnificație istorică pentru poporul român, o zi care ne aduce în memorie deopotrivă sacrificiul generațiilor trecute și încununarea dorinței noastre de libertate și pace, odată cu intrarea noastră în mare familie europeană, a cărei naștere o celebrăm astăzi. În acest context, suntem datori cu toții să continuăm lupta pentru păstrarea demnității României, să lăsăm copiilor noștri o țară de care să fim mândri, dar și un cămin cald și primitor pentru toți cei care ne vor trece pragul cu gânduri senine. Despre jertfa de sânge a eroilor români căzuți în războiul de independență și în cel de-al doilea război mondial, cel mai bine este să ne vorbească tot un purtător al uniformei militare, un reprezentant al Armatei Române. Nouă,
celorlalți aflați aici de față, ne revine misiunea de a înscrie în continuare noi fapte și realizări pe măsura așteptărilor celor care și-au dat viața pentru binele nostru și care să devină file de succes în istoria pe care o vor citi urmașii noștri. Dumnezeu să aibă grijă de România și de Buzău. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei prefect! În continuare, adresăm invitația locțitorului comandantului garnizoanei Buzău, domnul general de brigadă Claudiu Mihail Sava, să ia cuvântul. Doamnă prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule viceprimar, domnilor vicepreședinți al Consiliului Județean, dragi camarazi, dragi elevi, stimați concetățeni. În primul rând, doamnă prefect, vă mulțumesc frumos pentru considerația pe care o acordați instituției militare și pentru atenția pe care o manifestați de fiecare dată față de conducerea armatei din garnizoana Buzău. Lucian Blaga spunea, există două realități a căror imensă zdrobitoare greutate nu o simțim, dar fără de care nu putem trăi, aerul și istoria. Tripla semnificație a zilei de 9 mai consider că întărește pe deplin aceste cuvinte, căci ceea ce astăzi celebrăm nu este doar istorie, lucruri care s-au întâmplat și pe care ne ducem aminte cu diferite prilejuri, ci fapte ale înaintașilor noștri. Acestea se concretizează în realitatea pe care o trăim, lumea, țara și societatea în care sânul cărora ne-am născut. Suntem rezultatul tuturor acestor evenimente, al unei istorii fără de care nu am fi ceea ce suntem astăzi aici. Celebrăm acum o serie de evenimente cruciale ale istoriei noastre. Ele sunt trepte importante în devenirea ca națiune de sine stătătoare și de membru al celei mai importante și închegate comunități de state naționale. În ordine cronologică a evenimentelor, prima dintre aceste trepte pe care o aminteam este ziua de 9 mai 1877, când Mihail Cogălnicianu rostea în plenul adunării deputaților declarația de independență. Este începutul unui proces de afirmare a neatârnării României ce avea să fie îndeplinit de către armată pe câmpurile de bătălie de la Grivița, Zmărdan și alte redute cucerite cu sânge și sacrificii și care avea să ducă la înscrierea definitivă a țării noastre pe harta Europei. Un alt moment istoric definitoriu pe care îl marcăm astăzi este încheierea celui de-al doilea război mondial prin semnarea la 9 mai 1945 a actului de capitulare necondiționată a Germaniei naziste. Sfârșitul în Europa a celei mai mari și sângeroase conflagrații mondiale din toate timpurile este însă și un moment simbolic deosebit pentru rememorarea grelor încercări prin care poporul și armata României au trecut în acest timp. Aniversăm de asemenea astăzi Ziua Europei. Declarația de la 9 mai 1950 a ministrului de externe al Franței, Robert Schuman, este considerată piatra de temelie a ceea ce ulterior va deveni Uniunea Europeană, la care țara noastră a aderat în 1 ianuarie 2007. România, ca stat național suveran și independent, și fiecare dintre noi în parte, cetățenii europeni într-o țară democratică, suntem deci un corolar al acțiunilor înaintașilor noștri. Ziua de astăzi este un prilej de a ne aminti că istoria pe care aceștia au făurit-o și fără de care, așa cum spunea Blaga, nu putem trăi, este prezentul nostru și de aceea avem datoria de a-i onora și a le cinsti memoria. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului general de brigadă! Doamnelor, domnilor, dragi copii, urmează ceremonialul militar de depuneri de coroane. Gardă, drept! Pentru onoare înainte, prezentat! Ori! Partea instituției prefectului județul Buzău.
Dumnezeu! Din partea Consiliului Județean Buzău. Se depune coroană de flori din partea garnizoanei Buzău. Onorată asistență, ceremonialul militar de depunere de coroane s-a încheiat. Adresăm invitația oficialităților și tuturor participanților să se deplaseze pe locul stabilit pentru primirea onorului. Urmează defilarea gărzii de onoare. Pentru realizarea dispozitivului de defilare, gardă la dreapta! Thank you.
ce de 15 kg. Hai, mai pleci?